Domnilor și domnilor, bun găsit, bine v-am regăsit, iată Infernul Alb sau Iadul Alb, așa cum l-au catalogat unii, și-a făcut simțită prezența și în județul Argeș. E zăpadă mare peste tot, în tot județul, 35-40 cm, iar veștile de la meteorologi nu sunt chiar atât de bucurătoare. După două zile de pauză, astăzi și mâine, miercuri, un nou val de nisori va afecta jumătatea sudică a țării. Să vedem dacă va avea sau nu aceeași intensitate cu cel din weekendul recent încheiat. Din clipă în clipă o așteptăm și pe colega noastră Alina, trebuie să apară, o să vă prezinte rubrica de zodiac, așa cum v-am obișnuit ceva mai târziu. Avem și invitat la antenața astăzi pe domnul Sorin Apostolicianu, economistul șef de la Termocalor Confort. Vrem să ne asigurăm că toată lumea are căldură în case, totul funcționează în parametri optimi, cum se spune. Oricum, din gura domniei sale vom afla mult mai multe detalii referitoare la acest subiect. Și câteva evenimente acum petrecute într-o zi de 27 ianuarie de-a lungul anilor. În 1855, conducerea școlii Ostășești din București solicită eforiei școalelor publicarea lucrării lui Nicolae Bălcescu, puterea armată și artă militară la români. Lucrarea era folosită pentru predarea cursului de istorie militară. În 1880, pe 27 ianuarie, lui Thomas Edison i-a fost acordat brevetul de invenție pentru sursa sa de iluminare incandescentă. În 1888, la Washington, era fondată National Geographic Society, iar în 1988 a avut loc inaugurarea Bibliotecii Române din Paris. În 92, pe 27 ianuarie, a fost semnat tratatul de prietenie, colaborare și bună vecinătate cu Bulgaria. În 97, în Burkina Faso a fost revizuită Constituția, adoptată la 11 iunie 1991. În 1974, pe 27 ianuarie, se năștea jucătorul român de tenis Andrei Pavel, iar în 1936, marele nostru actor de teatru și film, Florin Piersic. La mulți ani sărbătoriților, ziua precocității se anunță astăzi pentru vărsători. Pentru celelalte zodii însă așteptăm veștile de la Alina ceva mai târziu. Revista Presii Argeșene, dar după ce facem și noi puțină violare, dar să dacă nu cumva am făcut-o deja dând zăpada de pe mașină. Ne-am întors la revista Presiei Argeșene, începem cu site-ul epitești.ro, din care aflăm că noi suntem mai tari decât ploieștenii. Piteștiul mai tare decât Ploieștiul la basket. În sala sporturilor rivale s-a încheiat aseară partida BCMU Pitești CSU ASE Soft Ploiești, meci din Liga Națională de Basket Masculin. După un final incendiar, ai noștri, cum se spune, sau se spune, s-au impus la limită cu 86-82. Pe sferturi, evoluția scorului gazde oaspeți a fost următoarea: 27-18, 19-26, 21-20, 19-18. Înaintea disputei de aseară, BCU se afla pe locul 9 în clasament cu 21 de puncte, iar ASE Softul pe locul 6 cu 23 de puncte. Așadar, am învins cu 86-82, iar etapa precedentă, elevii lui Hristu Șapera au pierdut în Timișoara în fața lui BC cu 79-73. Mai departe, tot de pe acest site, aflăm că este oficial încă de ieri, de la prânz, se știe, dacă nu chiar de sâmbătă seară, toate grădinițele, școlile și liceele din Argeș sunt închise astăzi, luni 27 ianuarie. Autoritățile abilitate ale județului au luat o decizie în privința desfășurării cursurilor din învățământul preuniversitar, ca urmare a viscolului puternic și a nisorilor abundente. Astăzi, toate unitățile de învățământ preuniversitar din Argeș, grădinițe, școli, licee, să fie închise. Această hotărâre a fost luată în urma unei întâlniri la care au participat prefectul județului, domnul Cristian Soare, Florin Tăcău, vicepreședintele Consiliului Județean Argeș, Florin Gardin, inspectorul școlar general al județului, și Ion Popa, șeful inspectoratului pentru situații de urgență Argeș. Oficialii din Argeș au comunicat deja decizia la Ministerul Educației Naționale. Și tot de pe acest site epitești.ro mai aflăm că CEZ a comunicat ultima situație pentru ziua de ieri a problemelor întâmpinate din cauza viscolului și a ninsorilor în furnizarea de energie electrică în județul Argeș, o situație valabilă pentru ora 18 a seară duminică. Potrivit sursei citate, la ora respectivă 3 linii electrice de medie tensiune erau afectate total, iar 10 parțial, 13 stâlpi de înaltă tensiune erau rupți și 110 posturi de transformare avariate. Numărul argeșenilor fără curent electric în localități era la ora 18 aseară de 8.086.
Conform CEZ, erau afectați consumatori din 15 localități, toate comune: Corbi, Sălătrucu, Șuici, Cepari, Arefu, Moșoaia, Aninoasa, Vlădești, Bălilești, Brădetu, Săpata, Vulturești, Boteni, Hârtiești și Lerești. Tot despre viscol și zăpadă vorbim, că din acest ziar, din ziarul Ardeșul, aflăm că de vineri seara suntem guvernați de această furie albă. Viscolul, zăpada și gerul guvernează România. Trenuri înzăpezite, autostrăzi închise, nopți fără energie electrică, școli și universități închise, trotoare blocate și mașini pierdute sub zăpadă. Ieșiți cu lopata la deslăpezire, este îndemnul pe care, iată, îl fac și colegii de la ziarul Argeșul. Aflăm toată situația în paginile 6 și 7. Tot din ziarul Argeșul mai aflăm că, odată cu lansarea cărții Tranziția spre nimic, doctorul Viorel Pătrașcu ne recomandă încă o cură de tablete dulci amare. Filantropii argeșeni și mușceleni au fost odată ca niciodată. Despre ce este vorba găsiți un articol în pagina a doua. Generalul Opriș de la STS cu interese imobiliare în Argeș și accidentul aviatic din Munții Apuseni a stârnit indignarea opinii publice la adresa celor de la Serviciul de Telecomunicații Speciale, STS-ul, cărora li se impută faptul că nu ar fi reușit să localizeze cât mai exact epava avionului. Evenimentul l-a adus în prim plan pe generalul Marcel Opriș, șeful STS, premierul Ponta, dar și mass media, cerându-i demisia acestuia. Interesant este faptul că Marcel Opriș a avut la un moment dat interese imobiliare majore în județul nostru. Care sunt acestea? Le găsiți în pagina a treia din Argeșul. Centrul Cultural Mioveni a obținut recordul pentru cea mai mare lingură de lemn din lume. Opera de artă, iată, decorată cu motive populare, tradiționale și cu sigla orașului Mioveni, a intrat în cartea recordurilor, depășind India la acest capitol. La ei lingura avea 12,06 metri lungime. Linguroiul nostru, demn de Guinness Book, măsura 17 metri și 79 de centimetri și 1,50 în cel mai lat punct, fiind realizată dintr-un tei secular, numai 14 zile, de meșterul popular Ion Rodoș și fiul acestuia, Gheorghe Rodoș. Complice la recordul din Mioveni este Florin Marcel, tehnicianul silvic, delegatul firmei în România, care a asigurat materia primă. Așadar, este și oficial, avem cea mai mare lingură de lemn din lume. Tot din ziarul Argeșul, pagina a patra, iată, primarii obligați să strângă taxe pentru bugetul local. Toată lumea vorbește despre descentralizare, dar la 1 ianuarie 2014 a intrat în vigoare ordonanța guvernului prin care lucrurile stau exact pe dos, ca să nu spunem invers. Ordonanța vine să crească gradul de centralizare, în timp ce conferă mai multe atribuții și costuri pentru autoritățile locale. Din acest motiv, mai mulți primari din județul Argeș sunt nemulțumiți. Este vorba despre ordonanța numărul 102 din 2013, prin care primarii sunt obligați să colecteze taxele pe stâlpi și clădirile cu destinație specială, nou introduse. Nu ar fi nicio problemă dacă taxele ar intra în bugetele locale, dar cum au cerut, așa cum au cerut edilii din județul nostru. Dar primăriile cheltuie în continuare bani și folosesc resursele proprii pentru a transmite fondurile colectate din aceste taxe la bugetul statului. Decentralizarea funcționează așadar pe hârtie și în proiecte, fiindcă în realitate deciziile guvernului sunt pe dos, iar Curtea Constituțională a blocat întregul proces anunțat, așa cum și zăpada ne-a blocat în aceste zile pe toți. Tot din ziarul Argeșul aflăm că 14 tone de alcool contrafăcut au fost confiscate la Priboeni și asta în urma unei acțiuni desfășurate de poliția argeșeană. La Priboeni au fost descoperite mai puțin de 14 tone de băuturi alcoolice falsificate, precum și instalații pentru fabricarea de băuturi spiritoase. Marfa a fost confiscată și în cauză s-a întocmit dosar de cercetare penală. Susținătorii lui Dănuț Dinu amenințați cu amendă, cu toate că vremea nu a fost deloc favorabilă și ieri vreo 70 de susținători ai comisarului șef Dănuț Dinu s-au strâns în piața Vasile Mila pentru a-și manifesta sprijinul și solidaritatea față de fostul purtător de cuvânt al poliției județene. Este a treia duminică, iată, în care acești oameni vin în piața Vasile Mila solicitând conducerii poliției argeșene să revină la decizia luată și să-l reinstaleze pe Dănuț Dinu pe funcția deținută. Și de această dată însă a fost o manifestare pașnică, fără niciun fel de incidente nedorite. Protestatarii s-au declarat totuși nemulțumiți că adjunctul șefului secției 1
poliție, comisarul șef Marius Balaban, le-a atras atenția că, că nu au obținut aprobare de la autoritățile locale și că sunt pasibili de a fi amendați cu 8.000 de lei pentru acest meeting neautorizat. În acest context, manifestanții s-au prins într-o horă a Unirii, celebrând cu întârziere cei drept împlinirea celor 155 de ani de la Unirea Principatelor Române. Din ziarul Argeșul mai vorbim despre niște turiști blocați pe Valea Vâlsanului. Ieri un grup de 14 turiști veniți cu mașinile de vineri seară la cabanele de pe Valea Vâlsanului au vrut să plece spre case, dar nu au reușit întrucât drumul era blocat de nămeți. Aceștia au sunat la 112 solicitând sprijin pentru a putea coborî de pe munte. Niciunul dintre excursioniști nu avea probleme de sănătate care să implice deplasarea vreunui cadru medical. De la domnul Ion Sanduroiu, directorul Salvamont Argeș, și redactorii de la Argeșul au aflat că în ajutorul turiștilor a plecat o grupă de vânători de munte din Curtea de Argeș, unitate care dispune de mijloace tehnice de intervenție. Și așa cum vă spuneam, zăpada și viscolul guvernează, iată, țara. De vineri seară, ploaia transformată de vineri noapte s-a transformat, ploaia înghețată s-a transformat în zăpadă. De sâmbătă dimineața în județ a început să ningă abundent, iar vântul a spulberat și viscolit zăpada, iar ieri vântul acesta s-a mai potolit, însă dar a continuat să ningă în continuu. De 3 zile însă autoritățile argeșene sunt în alertă. Din fericire nu s-au înregistrat evenimente nedorite, însă județul s-a confruntat cu foarte multe probleme. În perioada 24-26 ianuarie, pentru ca drumurile naționale și județene să fie deschise traficul rutier în Argeș, au acționat peste 160 de utilajele de zăpezire, deservite de 270 de angajați, 190 de militari cu 13 autospeciale de la Inspectoratul pentru situații de urgență, 50 de militari jandarmi cu 7 vehicule și 348 de polițiști cu 110 mașini. Coordonarea operativă a intervențiilor a fost asigurată de prefectul Cristian Soare, care este și președintele Comitetului Județean pentru situații de urgență. De notat că în toată această perioadă prefectul a fost la datorie zi și noapte și că în afara operațiunilor de coordonare, Cristian Soare s-a deplasat în teritoriu, ba pe autostrada București-Pitești până la kilometrul 52 pentru a supraveghea intervenția armatei, ba pe dealul Negru, acolo unde a fost blocat autocarul cu hambaliști, ba spre Câmpul Mușele și așa mai departe. Pentru efortul său, acest om de o rară modestie și de o mare bun simț merită felicitat împreună cu întreaga sa echipă. Foarte frumos scriu redactorii de la Argeșul astăzi în acest ziar. Copacii au cedat sub greutatea zăpezii, sunt date foarte multe exemple, au fost foarte multe incidente care s-au înregistrat pe străzile Trivale, Vasile Militaru, Găvana, Bibescu Vodă, Banatul, Eugen Ionescu din Pitești, Cuza Vodă și Basarabilor din Curtea de Argeș, precum și la Câmpul Lung și Băbana. La fel s-a întâmplat și ieri după amiază în zona de nord a municipiului Pitești, unde un brad a căzut peste două vehicule. În toate aceste situații au intervenit echipe de pompieri ale ISU. Un tab militar, iată, la tamponare în șans din cauza viscolului între orele 6:30 și 10 ale dimineții de sâmbătă spre duminică, dimineții de sâmbătă, autostrada București-Pitești a fost închisă pentru a permite utilajilor să curețe carosabilul, după care traficul spre municipiul reședință de județ a fost reluat. Două ore mai târziu, încă un șofer turc nu a adaptat viteza la condiții de trafic și la kilometrul 52 s-a produs acea tamponare în lanț din care dumneavoastră ați văzut deja imagini și sunteți la curent. Autostrada se tot discuta că va fi deschisă la ora 7 în această dimineață și dați-mi voie chiar acum să văd dacă autostrada București-Pitești a fost deschisă sau nu. Se tot discuta că la ora 7 aceasta va fi deschisă. Din păcate nu este deschisă nici la această oră, așa că iată, autostrăzile 1, 2 și 3 sunt în continuare închise. Comandament de iar de la primărie, ieri în jurul orei prânzului la primăria Pitești a avut loc o ședință a comandamentului local pentru iarnă. Primarul Piteștiului și viceprimarul Corneliu Nică i-au convocat la această întâlnire pe toți directorii de instituții publice subordonate Consiliului Local și Primăriei. Conducerea SECI Apă Canal 2 mi-a ținut să precizeze că piteștenii trebuie să ia măsuri pentru a izola bine rețelele și căminele de apă, astfel încât acestea să nu înghețe. De asemenea, Manuel Rotaru, directorul SC Public Trans 2000 SA Pitești, a decis să suplimenteze astăzi numărul de autobuze, așteptându-se la un aflux mai mare de călători, în condițiile în care și să scoți mașina din parcare.
poate fi destul de dificil din cauza nameților. Corect. La rândul său sau la rândul lor, reprezentanții ADP au atras atenția că 10 arbori au căzut din cauza greutății zăpezii, dar și că există 10 solicitări de la cetățeni pentru a se tăia alți copaci care sunt în pericol să cadă. Autoritățile vor monitoriza atent aceste aspecte pentru a preveni apariția unor accidente. Nu aruncați zăpada pe carosabil, iată, mai este îndemnul. N-am auzit că sunt solicitări de la unele instituții să li se curețe curțile, să nu se întâmple așa ceva. Noi avem atribuții doar privind curățatul străzilor, al trotoarelor și al aleilor. Fac de asemenea un apel către cetățeni să nu arunce pe carosabil zăpada, a mai spus primarul Tudor Pendiuc. 24 de utilajele autorităților locale sunt în mișcare non-stop pentru a asigura condiții decente de trafic. Se acționează și în cartiere, iar cetățenii sunt rugați să nu lase mașinile pe carosabil pentru a putea permite echipelor de intervenție să acționeze. Vă spuneam că toate unitățile de învățământ din Argeș sunt închise. Cel puțin astăzi toate școlile din județ sunt închise. Decizia vizează toate județele în care a fost declarat la un moment dat cod portocaliu de viscol și zăpadă, iar noi ne-am încadrat la acest capitol, a declarat inspectorul școlar Florin Gardin, care a spus că decizia privind cursurile școlare de astăzi va fi comunicată în funcție de evoluția meteo. De fapt, pentru cele de mâine, deocamdată astăzi este sigur. Primarul Piteștiului a declarat că, în opinia sa, școlile din Pitești ar fi fost pregătite să preia elevii, deoarece s-a acționat și se va acționa în așa fel încât accesul către unitățile de învățământ să fie facil. Totuși, autoritățile locale vor respecta decizia luată la nivel național. Orele vor fi recuperate în funcție de un calendar ce va fi anunțat în timp util de către autorități. Peste 110.000 de elevi din Argeș sunt vizați de decizia de suspendare a cursurilor astăzi. Aseară, redactorii de la Argeșul au primit un comunicat în care se preciza că și universitățile sunt închise. La Mioveni și deținuții au ieșit la dezăpezire. Iată, pe străzile orașului Mioveni s-a acționat cu utilaje încă de vineri seara, așa încât circulația auto se desfășoară în condiții normale de iarnă. Primele utilaje care au fost scoase pe arterele de circulație ale orașului au fost sărărițele, iar apoi s-a acționat cu plugurile și frezele de dezăpezire. În această acțiune au fost antrenați și circa 200 de salariați de la cei doi operatori. Autoritățile locale din Mioveni au apelat la forța de muncă a penitenciarului Colibaș pentru curățarea străzilor și trotuarelor. Au fost mobilizate 50 de persoane private de libertate. Iar dacă iarna va continua până la 1 februarie, cum se spune, trotoarele și străzile vor fi curățite cu ajutorul acestor persoane. Viscolul este în continuare cel mai mare dușman. După două zile de pauză, se pare că miercuri, vă spuneam, din nou sunt așteptate căderi masive în jumătatea sudică a țării. Din ultima pagină a ziarului Argeșul aflăm că fetele de la Universitatea Pitești au fost învinse la scor. La sfârșitul săptămânii trecute s-au reluat meciurile diviziei A la handbal feminin, odată cu începerea returului. Sala de sport din cadrul Facultății de Educație Fizică și Sport a Universității din Pitești a găzduit sâmbătă dimineața partida între SCM Pitești și CSM Slatina. Misiunea reșencilor se anunța a fi foarte complicată, ținând cont de faptul că jucau împotriva liderului la zi și chiar așa și fost gazdele au pierdut cu 21-31. CSM Mioveniul, victorie la primul amical. Sâmbătă la 3 după amiaza, divizionarea secundă de fotbal CSM Mioveni a avut programat primul meci de verificare din stadiul Montan, adversară fiindu-i divizionarea a 3-a Chindia Târgoviște, pe care a și învins-o cu scorul de 1-0. Atitudine în Argeș, iată, a apărut această săptămână. Este normal, luni este ziua în care apare acest săptămânal, din care aflăm despre obiectivele Uniunii Social-Liberale pentru anul 2014. Săptămâna trecută președintele, senatorul Ion Popa, președintele PNL Argeș, a prezentat obiectivele USL la nivel național, dar și pentru județul Argeș. Aceste obiective vizează în primul rând creșterea economică, sprijinirea mediului de afaceri, atragerea de noi investitori în județul Argeș și implicit crearea de noi locuri de muncă. De asemenea, privatizarea Olchim Arpechim este principalul obiectiv pentru județul Argeș și agricultura este evident în vizorul autorităților locale. PNCC de Argeș, echipă nouă, planuri mari. Care sunt acestea? Le descoperiți citind pagina a doua din Atitudine în Argeș. Se anunță vremuri grele în problema gestionării maidanezilor. Aulimur, care a dat sau a adoptat peste 90% dintre câinii colectați de pe străzile Piteștiului, însă capacitatea de absorpție a asociației va fi în curând depășită, mai ales că municipalitatea va strânge și câinii din localitate
localitățile limitrofe. Este ca și într-o inundație în care colectezi apa scursă prin țevile sparte fără să repari vreodată țevile. Ce investiții se fac în 2014 în cartierele Piteștiului? Iată, anul acesta știți foarte bine, Piteștiul are cel mai mare buget de investiții și cel mai mare buget general din toate timpurile, din totalul de investiții gândite de autoritățile locale. Cei mai mulți bani vor merge spre zona Calea Câmpulung, Podul Viilor, Tudor Vladimirescu și așa mai departe, toate investițiile și cât se vor acorda pentru acestea, câți bani se vor acorda, găsiți în pagina a 5-a toate amănuntele. Se desprimăvărează în construcții, primăria Botez licitează lucrări de peste 100 de miliarde de lei vechi și tot din atitudine mai aflăm că Argeșul stă cel mai bine în regiune la capitolul proiecte cu finanțare europeană atrase de firme. Tot din atitudine, de săptămâna trecută, Centrul Cultural Mioveni desfășoară activitatea în casă nouă. Din 20 ianuarie 2014, Centrul Cultural Mioveni îți desfășoară activitatea în noul sediu, aflat la adresa strada Învățător Alexandru Popescu, numărul 5. Și tot din acest ziar, asfaltarea drumurilor din comună, prioritatea anului 2014 pentru primărița din Coșești. Cam atât cu presa de astăzi. Haideți să vedem acum și cât de bine ne va merge pe o asemenea zăpadă, Zodiac și Alina. Bună dimineața! Berbec, vă angajați într-un nou proiect care ar putea să vă aducă avantaje materiale substanțiale, dar, din păcate, nu veți mai avea timp liber. Taur, nu sunteți mulțumit de nimic și vă enervați foarte repede. Nu vă descărcați nervii pe cei din jur și păstrați-vă calmul. Gemeni, petreceți momente plăcute alături de partenerul de viață. S-ar putea să vi se confirme plecarea într-o călătorie pe care vă doriți. Rac, sunteți foarte energic și împrejurările vă sunt favorabile. Aveți mari șanse de reușite astăzi în tot ce faceți. Leu, sunteți îngrijorat din cauza problemelor financiare, însă se va ivi ocazia să câștigați ceva bani în plus pe lângă salariu. Fecioară, sunteți în formă, iar relațiile cu anturajul sunt excelente. Ziua de astăzi este favorabilă activităților de orice fel. Balanță, revine în actualitate o problemă sentimentală mai veche și s-ar putea să vă certați cu partenerul de viață. Gândiți-vă foarte bine înainte de a face acuzații. Scorpion, nu vă ambiționați să vă rezolvați singur toate problemele. Sunteți obosit și este cazul să acceptați și ajutorul oferit. Săgetător, fiți prudent pentru a evita deziluziile și certurile. Aveți foarte mare grijă de sănătate în această perioadă. Capricorn, aveți sentimente contradictorii referitor la problemele profesionale și de familie. După amiază însă reușiți să vă limpeziți puțin gândurile. Vărsător, descoperiți cu surprindere cât de bine vă simțiți într-un colectiv nou. Veți lega prietenii frumoase și de lungă durată. Pești, în prima parte a zilei este posibil să aveți mici dificultăți în cămin. Cu o vorbă bună sau poate un cadou puteți să rezolvați o situație tensionată. Ne revedem mâine dimineață, să aveți un început de săptămână excelent. Mulțumim frumos, Alina, așa să fie cu toții, să ieșim la dezăpezire și să curățăm frumos arterele, ajutați de vecini, de prieteni, împreună cu autoritățile și să ne meargă bine, să sperăm. Că rezolvăm problema asta lupta cu generalul iarnă. Nativii zilei de 27 ianuarie au o dezvoltare precoce, manifestându-și talentele încă de la o vârstă destul de fragedă. Destul de frecvent activitățile lor profesionale sunt legate de aceeași temă și pot avea o legătură directă cu oamenii tineri. Nativii de 27 ianuarie sunt de obicei extrem de preocupați de ceea ce este nou și de a se menține tineri. La mulți ani tuturor sărbătoriților, o zi bună, rămâneți cu noi după publicitate. Ne întâlnim cu invitatul de astăzi la emisiune. Da, îl așteptăm pe domnul Sorin Apostolicianu, economistul șef de la Termocalor Confort. Până când domnia sa ajunge în platoul emisiunii, vorbim despre bilanțul unor zile în care iadul alb a pus stăpânire pe România. Iată, cel puțin 6 oameni au decedat, 800 de români au rămas blocați pe drumuri, în mașini, 10 de sate sunt rupte de restul lumii și 10 de bolnavi au fost scoși de echipele de salvare din ghearele morții. Totul din cauza zăpezii care a acoperit România, în weekendul
care a trecut. În 8 județe din sud-estul țării este continuare cod portocaliu de viscol și nisor până la ora 9, în timp ce alte 9 județe, inclusiv județul Argeș, sunt sub cod galben. Și asta nu este tot, iar pentru prima dată în istorie meteorologii au emis și cod roșu de viscol și nisori. Potrivit autorităților, 176 de persoane erau încă blocate în trafic la miezul nopții pe șoselele din estul țării. 33 de drumuri naționale și 62 de drumuri județene sunt în continuare închise și cea mai gravă situație este în sudul Moldovei. În județul Vrancea, aseară se înregistrau în mod oficial aproape 38.000 de oameni izolați în 40 de sate. Ca să facă față nisorilor, 8.000 de salvatori și sute de utilaje de dezăpezire au fost trimise în zonele cu probleme și armata s-a implicat. Știți foarte bine, sute de militari au participat la operațiunile de salvare ale unor oameni blocați pe drumuri sau izolați în localități. În capitală, 100 de jandarmi au lucrat toată noaptea ca să elibereze intersecțiile principale și stațiile de autobuz din Amețe, în timp ce 375 de utilaje au curățat străzile. Tot despre acest lucru vom discuta în continuare. Cod roșu de temperaturi extrem de scăzute și la vecinii noștri și Europa în general abia face față acestor mari căderi de zăpadă. Bulgaria și Danemarca se află de asemenea sub incidența codului portocaliu de nisori, în timp ce Serbia a intrat în alertă din cauza temperaturilor extrem de scăzute și în Ungaria codul galben de nisori a fost extins pentru majoritatea teritoriului, inclusiv pentru capitală. Codul galben de nisori a fost extins în Ungaria pentru majoritatea teritoriului. Oamenii au ascultat sfatul autorităților și au evitat să plece la drum. Cei care au trebuit să se aventureze pe carosabil s-au trezit în mijlocul unor coloane uriașe și au înaintat numai câțiva kilometri în câteva ore. Autobuzele publice care fac legătura cu localitățile de lângă marile orașe s-au împotmolit de asemenea în zăpadă. Pasagerii au fost nevoiți să continue călătoria pe jos. Bătrânii au preferat însă să stea la căldură un autobuz până la venirea ajutoarelor. Și nord-estul Bulgariei a rămas sub incidența codului portocaliu de nisori, unde zăpada a căzut în ultimele zile fără întrerupere. În Silistra, troienele măsoară peste un metru, iar la Varna și Burgas au fost acoperite și ele de omăt. Cel puțin 20 de localități de la vecinii noștri au rămas fără electricitate după ce un releu a fost afectat de ger. Numeroase accidente rutiere au fost înregistrate, iar un camion a ajuns în șanț din cauza poleiului. 3.000 de utilaje au intervenit cu neîncetare pe principalele drumuri din Bulgaria. Oamenii s-au trezit cu mașinile prinse sub copaci, înghețați, doborâți de rafalele de vânt. Cei care au vrut să pornească la drum au muncit ore în șir pentru a-și scoate din zăpadă mașina. La Vămi, cozile de tiruri se întind pe câțiva kilometri așteptând să fie deblocat traficul. Și în Serbia, autoritățile au decretat cod roșu de temperaturi extrem de scăzute. Știrea însă nu i-a dezarmat pe turiștii care au invadat pistele de schi pentru a se bucura de ultima zi de weekend. Și cum se întâmplă la noi în România, ca la noi la nimeni, cum se spune, în timp ce șoferii sunt acoperiți de zăpezi, cine ADN-ului verifică să vadă dacă au rovinienta expirată. Oamenii sunt sub nămeți, iar cine ADN-ul se gândește la bani. Prefecții din zonele cu drumurile blocate au primit ordin de la vicepremierul Liviu Dragnea să facă împreună cu CNADN-ul evidența mașinilor înzăpezite pentru a le descoperi pe cele cărora le-a expirat rovinieta. Șeful companiei de drumuri a propus ca șoferii să fotografieze coloanele de mașini pentru a dovedi că n-au putut să cumpere o altă rovinietă. O fotografie cu coloana de mașini în care au fost blocați, asta i-ar fi putut salva de amendă pe șoferii care au rămas înzăpeziți și le-a expirat în timpul acesta rovinieta. Propunerea a fost făcută de directorul CNADNR, vicepremierului Liviu Dragnea. Deși vicepremierul a explicat că reprezentanții CNADNR trebuie să meargă pe drumurile blocate și să facă evidența mașinilor cărora le-a expirat rovinieta, șeful companiei de drumuri consideră că ideea lui ar fi fost foarte bună. Autoritățile au datoria să scoată de pe drumurile înzăpezite toate mașinile, indiferent dacă acestea au sau nu au rovinietă. Țara arde și alții vor să câștige bani. Prognoza meteo făcută pentru acest început de săptămână, ia să vedem ce se întâmplă în continuare cu temperaturile. Astăzi vremea va rămâne în continuare închisă și rece. Pe parcursul zilei va continua să ningă în estul și sud-estul țării, unde pe arele strânse se vor mai cumula cantități de 10-15 litri pe metru pătrat. Vântul va mai prezenta unele intensificări în Dobrogea, iar la începutul intervalului și în sudul Moldovei și în estul Munteniei, cu viteze ce vor depăși la rafale 50-60 de
kilometri viscolind sau spulberând zăpada. În restul regiunilor, nisorile slabe cantitativ se vor semnala pe arii restrânse. Mâine, marți, vremea se va menține în general închisă și rece, geroasă noaptea în Moldova, estul Transilvaniei și izolat în sud. Vor fi nisori slabe în nord și nord-est, iar vântul va sufla slab și moderat. Spre sfârșitul nopții, adică mâine noapte, aria nisorilor se va extinde din nou, iată, în regiunile sudice, unde și vântul se va intensifica. În sudul Dobrogei vor fi precipitații mixte și condițiile polei, iar temperaturile maxime se vor încadra în general între minus 8 și 2 grade. Cele minime vor fi cuprinse între minus 11 și minus 2 grade, mai scăzute în depresiuni până spre minus 14, minus 15 grade. De altfel, meteorologii au și explicat că mâine va fi emis un alt cod de viscol. Să vedem ce culoare va avea codul în cauză, cofi galben, cofi portocaliu. Vom afla toate detaliile mâine dimineață. Însă până atunci, doamnelor și domnilor, dați-mi voie să-l prezint astăzi pe invitatul emisiunii, domnul Sorin Apostolicianu, economistul șef de la SC Termocalor Confort. Domnule director, bună dimineața, bine ați venit, ați reușit să ajungeți cu până la urmă. Cu voi am reușit, da. Cu chiu cu voi, pentru că este zăpadă foarte mare în momentul de față în Pitești, cred că ne-am apropiat de 40 cm. O să avem probleme în perioada următoare, da. Ieri la ora 8 dimineața erau 32 de cm și sunt convins că s-a ajuns la acest prag de 40 de cm. Cum stăm cu căldura? Toată lumea are apă caldă, are căldură. Agentul termic se furnizează în parametrii optimi. Noi, știți cum se spune, cu un ochi râdem, cu unul plângem. Într-adevăr, este o afară groaznic să circulăm și se blochează toate mijloacele de transport, știu. Noi suntem pregătiți și furnizăm în parametrii normali. Nu avem absolut nicio problemă peste tot. Deci nu au fost avarii din cauza precipitațiilor? Nicio avarie. Au fost avarii de câteva, o oră cel mult din cauza gazelor care nu au avut presiune, au mai sărit la câteva centrale, au sărit în sfârșit manetele de la gaze, chiar acum spuneau colegii mei că e un punct termic, dar într-o jumătate de oră cei de la Distrigaz vin și repară, deci nu din cauza noastră, să zic așa. Au mai fost vineri ceva probleme, tot așa a picat curentul în tot orașul, a picat și automat și la centralele noastre de cartier și n-a mai putut să furnizăm, dar în rest nu a fost absolut nicio problemă, avem parametri buni, exact după diagram, în funcție de temperaturile exterioare, furnizăm căldură, nu are nimeni nicio problemă. V-am spus, în cazurile acestea izolate și dacă se întâmplă ceva, rugăm oamenii să sune la dispecerat și în cel mai scurt timp venim și reparăm orice avarie. Ați văzut, s-au anunțat, se anunță temperaturi extrem de scăzute, mai ales pe timpul noaptei, minus 10, minus 15 grade. Da, am văzut. Nu cred că nu, vor fi nu suntem pregătiți. Suntem de altfel, pregătiți. Știți foarte bine că acum 2 ani au fost și minus 25 de grade, noi n-am avut absolut nicio problemă. Am furnizat în parametri normali, suntem pregătiți, v-am spus, oamenii sunt în stare de alertă, să zic așa, și la noi, pentru că nu putem să lăsăm pe nimeni în frig. V-am zis, orice avarie, orice defecțiune, orice neregulă aveți în apartamente, vă rugăm să sunați și în cel mai scurt timp venim la dumneavoastră și reparăm orice s-ar întâmpla. Domnule director, aș vrea să discutăm un alt subiect sensibil. Se tot vorbește că factura de încălzire a venit mult prea mare pentru decembrie. Într-adevăr. La unele asociații. Haideți să explicăm puțin cum stau lucrurile în privința asta. Într-adevăr, facturile pe luna decembrie au fost mai mari. Au fost și câteva zile în plus facturate, pentru că noi am încercat să închidem în decembrie cât mai aproape de 31, să închidem anul energetic, dar și temperaturile exterioare, să știți că au fost mult mai scăzute în decembrie față de luna noiembrie. Vedeți cum e cu mintea umană, nu ține minte ce a fost înainte sau doar se uită la acele cifre. Noi ne-am uitat și noi pe internet, am văzut la mai multe site-uri, am făcut media exterioară. În decembrie a fost undeva între 6-7 grade media, în noiembrie undeva între 10-12 grade. Deci chiar mult, mult mai rece. Cum am spus și la alte emisiuni, și oamenii ar trebui să fie liniștiți în sfârșit, dar când e vorba de bani nu mai poți să stai liniștit. Noi la absolut toate blocurile din Pitești avem contoare de branșament cu integratoare care măsoară energia termică care intră și pentru apă caldă măsoară și temperatura și debitul care este circulat prin acele contoare, în acel bloc. Deci nu le-am încărcat noi, nu știu să vă explic. Acestea au fost cantitățile de energie termică care s-au înregistrat pe contoare. Bineînțeles, oamenii pot să vină să verifice sau să ne uităm la anumite consumuri, să le verificăm. Contoarele și ele se pot defecta, vă dați seama. Însă toate sunt în termenul de verificare metrologică, nu e niciunul ieșit din acest termen.
Dacă este defect, se face reglarea din urmă, bineînțeles, plătim noi verificarea aceasta meteorologică. Dacă este bun, din păcate, rămâne să plătească asociația. Lumea vorbește despre o valoare mult prea mare pentru luna decembrie, valoare aproximativ dublă față de noiembrie. Da, nu a fost chiar dublă, dar v-am spus, există controle de branșament la absolut toate blocurile, înțelegeți? Deci, pur și simplu, acestea au fost măsurătorile. Sunt contoare, v-am spus, sunt verificate în clasa meteorologică, eu știu, n-au termen de valabilitate, acel de verificare de 3 ani, nu l-au depășit. Din punctul nostru de vedere, toate au fost în regulă. Și v-am și spus și rugăm și cetățenii să facă o căutare pe internet și să vadă că media temperaturilor pe luna decembrie este mult mai scăzută decât pe luna noiembrie. Știți foarte bine că în octombrie a nins și a fost mai frig. În octombrie, noiembrie, exact. Da. Noiembrie a fost, puțin mai călduros. Mai de asta chiar vă puteți uita dacă și, eu știu, și dumneavoastră sau jurnaliștii de la ziare pot face această verificare și pot publica în presă, să zic așa. Domnule, toată cu noile centrale de cartier, valoarea factorilor va scădea sau nu? Vedeți, dumneavoastră, deocamdată în această etapă în care suntem, avem aproape 60 de centrale pe care le-am pus în funcțiune, am avut ceva probleme cu cei care le-au construit în sfârșit și acum avem centrala din Găvana, iarăși este o problemă de natură tehnică, să zic așa, țeava de gaze care a fost pusă de cel care a construit branșamentul de gaze, nu mai este bună, a fost un incident la Brăila, a explodat acel tip de țeavă și de la Distrigazie au pus în vedere să o schimbe, pentru că ei nu vor branșa acel punct termic și mai avem de așteptat probabil undeva prin martie până se discută între ei și rezolvă această problemă. Cum vă spuneam, cu ajutorul acestor centrale noi reușim să micșorăm prețul de producere al gigacaloriei. Față de Cetul Sud, unde este undeva în jur de 400 de lei, la aceste centrale de cartier, de zonă, sunt mult mai joase, 300-280, să zic așa, prețul de producere. Prețul de facturare, după cum bine știți, este 245 de lei. Diferența asigurând-o primăria prin subvenție, dând un anumit bani pentru subvenție. În perioada următoare, când o să terminăm toate aceste centrale, în momentul în care această centrală din Găvana va fi pusă în funcțiune și cetul din Găvana va fi oprit, pentru că este... Cet Nord se închide, am înțeles. Cet Nord se închide, dar acum bine ați văzut, pentru că este energofag, sunt consumuri foarte mari, are un randament în momentul în care și produce energie electrică, deci cu cogenerare, are un randament de 60%. Deci vă dați seama că noi acolo avem pierderi foarte, foarte mari, aceste centrale au un randament undeva între 90-95%, chiar 93-95, vă dați seama ce diferență mare este. În momentul respectiv, când vom furniza numai după aceste centrale, eu am mai spus, nu știu dacă e cu iarna următoare, dar cu iarna în 2015, iarna 2015-2016, cu siguranță, dacă primăria va găsi resurse să păstreze aceea subvenție sau să nu o micșoreze foarte mult, atunci se va putea umbla și la prețul de facturare la populație. Toate orașele au mărit acest preț de facturare. După cum știți, gazele s-au mărit, au crescut exponențial în fiecare an după acel calendar semnat de guvernul Boc cu FMI-ul. Noi nu am mai mărit absolut deloc prețul la gigacalorie. Toată această economie pe care am făcut-o cu centrale de cartier, am contrabalansat creșterea și a curentului și a gazelor naturale și a apei reci, prețului apei reci, și am reușit să menținem acest preț de facturare. Dar v-am spus, toate orașele au crescut prețul, sunt cât au prețul de facturare ca la Pitești sau chiar mai mare, chiar și Bucureștiul și multe alte orașe și Ploieștiul, de exemplu, unde este un operator privat și ei l-au mărit la fel de mult, adică l-au adus la același nivel ca al nostru. V-am spus, noi în momentul în care terminăm investițiile, cu siguranță această economie se va vedea și în buzunarul piteștenilor. În momentul de față există o lege care nu ne permite ca într-un anumit oraș să fie mai multe prețuri de facturare, deci scrie clar în lege, într-un singur oraș este același preț de facturare la populație și pe undeva mi se pare și normal, pentru că investițiile ar trebui începute dintr-un anumit cartier și atunci oamenii aceia spune, domnule, de ce ați început din Trivale, cum s-a început și nu ați început din Găvana și terminați cu Găvana, cum facem acum și n-ar fi corect, pentru că toți oamenii plătesc impozite și toți ar trebui să beneficieze de pe urma acestor centrale. Dar v-am spus, oamenii sunt mulțumiți, cel puțin din câte știu eu, nu sunt foarte multe reclamații de căldură, sunt câteva reclamații la acele blocuri unde asociațiile nu s-au preocupat de confortul cetățenilor, acolo unde
Țevile nu au fost schimbate, nu s-au făcut revizii capitale, toate țevile sunt, de momentul punerii în funcțiune a blocului, cum ar fi în Războieni, eu știu, am avut ceva probleme, sunt niște conducte foarte, foarte vechi, sunt colmatate, vă dați seama, apa nu este foarte pură și s-au depus de-a lungul timpului, dar în momentul în care ne-au lăsat, ne-au făcut comandă pentru că este instalația asociațiilor și am venit și le-am schimbat, în momentul respectiv toți oamenii aveau căldură. La etajul 2 stăteau cu geamurile deschise pentru că era foarte cald, pe etajul 4 nu mai ajungea nimic. Undeva pe la etajul 3 era conducta deja colmatată. Bun, ce port se închide? Când mai exact, dacă cunoașteți data, și ce se va întâmpla cu angajații de acolo? Cum vă spuneam, este această problemă cu centrala din Găvana, cu furnizorul de materiale pentru constructorul branșamentului de gaze. În momentul în care centrala respectivă va fi pusă în funcțiune și, cum vă spuneam, undeva în martie-aprilie și vom face probe și vom vedea că putem alimenta tot cartierul Găvana și zona nord în această centrală. Bineînțeles, vom mai face încă 3 centrale în zona nord, tot cu ajutorul domnului primar, a Consiliului Local. Se vor transforma punctele termice în centrale. Echipa noastră de specialiști a gândit în așa fel sistemul încât să nu mai fie nevoie de acest CET nord. V-am spus, este energofag, consumă foarte mult, pierderi foarte mari și un randament de maxim 60% în momentul în care face și cogenerare, cum spuneam. Probabil că cel mai târziu, la 1 mai, deci se va închide CET-ul Nord și bineînțeles că într-un fel sau altul se vor face și disponibilizări, însă asta nu înseamnă că toți cei din CET vor pleca, pentru că și acolo sunt oameni bine pregătiți, sunt anumiți specialiști, eu știu, sudori de înaltă calificare, instalatorii, vă dați seama, nu pleacă cu siguranță, nu o să plece pur și simplu ei, o să luăm fiecare om să-l analizăm și, bineînțeles, o să treacă pe rețeaua secundară, să zic așa, la aceste centrale de cartier, vă dați seama că și centrala din Găvara e o centrală foarte mare. Deci vor susține... fi făcute unele analize. Exact, vor fi făcute unele analize, nu, asta nu înseamnă că o să plece dânsii sau asta nu înseamnă că o să plece absolut toți. V-am spus, se fac analize și ceilalți care sunt pe celelalte sectoare și de acolo s-ar putea să plece dacă vedem că acești oameni din CET sunt mai bine pregătiți și răspund mai bine decât cei care sunt la punctele termice, la centrale termice, bineînțeles. V-am spus, se va face o analiză, vedem cum stăm cu banii, cum putem să trecem anul, vedem de ce oameni avem nevoie și în momentul respectiv, bineînțeles, se va stabili ce și cum. Dar încă o dată repet, asta nu înseamnă că toți oamenii din CET o să plece sau că exact numărul de oameni din CET o să plece. S-ar putea să fie mai puțin, s-ar putea să fie mai mulți, nu mai mulți, nu în niciun caz, dar mai puțin cu siguranță. Atunci, deci la momentul potrivit, martie-aprilie vezi. Da, martie-aprilie. Eu zic că, eu știu, 1 aprilie, 1 mai, cel târziu. Am o rugăminte, să nu fie pe 1 aprilie. Nu, să nu fie pe 2 aprilie. Am înțeles. Ar fi prea de tot. Să mai și zâmbim în dimineața asta. În privința ajutoarelor de încălzire, ce... Ajutoarele de încălzire, să știți că sunt... Decurge normal procesul? Decurge normal procesul, dar sunt la jumătate față de anul trecut. V-am mai spus eu la celelalte emisiuni, s-a băgat această prevedere cu mașina mai nouă de 10 ani și nu mai primește ajutor de încălzire, deci chiar mai puțin de jumătate, să știți. Oamenii au înțeles cu greu, dar au înțeles, asta este, a fost gândirea de la guvern și noi nu am luat-o ca atare și oamenii au început să înțeleagă, au mai fost câțiva care au făcut scandal, să zic așa, dar acum nu mai e nicio problemă, se depun ajutoarele, se scriu pe factură, se primesc ca un discount pe factură, noi primim banii la rândul nostru de la guvern imediat, nu e nicio problemă. Absolut nicio problemă. Cine depune cererile până pe data de 20 ale lunii, intră cu luna respectivă. Cine depune după data de 20 ale lunii, intră cu luna următoare. Deci, dacă depuneți astăzi, o să primiți ajutor de încălzire începând cu luna februarie. Luna februarie. Și, slavă Domnului, frig e acum, nu mai ne putem văita că nu avem temperaturi exterioare scăzute. Avem nevoie de căldură în aceste zile, domnule Apostolicianu. Și noi, v-am spus, suntem pregătiți și o furnizăm. Să sperăm că nu se întâmple nimic. Și acele rețele care știți foarte bine că anul trecut s-au spart, au fost avarii mai multe, acum s-a micșorat considerabil presiunea pe ele, s-au mai pus în funcțiune câteva centrale în zona centrului de diagnostic acolo și în perioada următoare chiar o să renunțe la acel branșament și avariile o să dispară cu siguranță. În privința răuplatnicilor, am înțeles că veți fi foarte strict, deja ați trecut la fapte. Deja am trecut la fapte, dar deja avem date, cred că 120 avem acum de sentințe spre executare. La mai mulți executori am făcut un apel la mai mulți executori și au venit și ne-au ajutat.
Deja s-au recuperat bani, s-au recuperat și bunuri, o să se facă licitații în perioada următoare pentru a se scoate la licitație aceste bunuri. După cum scrie și legea, și nici noi n-am fi vrut altfel, chiar dacă legea ne-ar fi permis, scoaterea la licitația unui apartament, deci oamenii afară din casă, nu se face decât în ultima instanță, să zic așa, în momentul în care se încearcă să se recupereze din toate alte bunuri mobile pe care le-ar avea acestea, apoi se trece la licitația apartamentului, undeva la sfârșitul perioadei de 6 luni, cât toate aceste sentințe sunt sub stare de executare. Mai avem cam 2 luni până la acest termen și, din păcate, dacă nu vor înțelege oamenii că trebuie să și plătească ceea ce consumă, și cei care au sentințele acestea definitive și executorii să facă rost de undeva de bani să-și plătească aceste datorii, vom trece și la executarea apartamentelor. Probabil că o să fie necesară doar o singură executare și apoi cu toții vor găsi resurse într-un fel dacă sau altul. Dacă se creează precedentul, exact, sunt convins că... Da. Noi v-am spus, am încercat să înțelegem și acum când trecem la executare, nu ne ducem și intrăm în casă să-i luăm, eu știu, televizorul, și cei executorii au încercat să stea de vorbă cu oamenii și chiar au găsit anumite soluții acolo unde s-a putut, ca să eșaloneze debitul pe 3 luni, eu știu, în această perioadă de 6 luni, cum au vă spuneam. Au fost și încasări? Au fost și încasări și destul de bune, v-am spus, și oamenii s-au speriat, dar nu s-au speriat destul de mult, în așa fel încât să plătească, dar în momentul în care probabil că vom fi nevoiți să scoatem un apartament la licitație, vor plăti. Încă o dată spun, nu vrem să dăm oameni afară din casă în niciun caz, dar și noi la rândul nostru trebuie să plătim furnizorul de gaze. Cum vă spuneam și în alte dăți, noi trebuie să-l plătim înainte, așa este contractul făcut, și nu e normal ca cei care sunt buni platnici să sufere din cauza unor rău platnici, să închidem tot orașul că nu putem să plătim gazele din cauza anumitor oameni care ori sunt neglijenți, ori nu vor să plătească sau din ce motive. Asociațiile bănesc că sunt multe sau asociația este destul de multe, dar să știți că la marea majoritate noi am trecut deja la facturare individuală. Vreau să ajung aici. Da, avem cred că 14.000 de convenții individuale deja, foarte multe asociații care au trecut la acest sistem de facturare. Oamenii sunt mulțumiți, consumul este făcut, calculul este făcut după ordinul 483, după lege, nu mai sunt discuții în apartament, asociații, de ce mi-a pus mie mai mult, de ce mi-a pus mai puțin. Fiecare plătește cât consumă. Exact, fiecare plătește cât consumă, dar ideal ar fi să fie peste tot acea distribuție pe orizontală. Și deocamdată nu. Deocamdată nu. Avem doar 3-4 blocuri. 6 blocuri avem, dar sunt vreo 3 în Găvana și restul în zona de centru. Acolo oamenii sunt foarte mulțumiți, își pot închide oricând căldura de la intrarea în apartament sau să o dea mai încet sau mai tare, cum au nevoie, bineînțeles, în momentul respectiv. Și de asemenea, apa caldă a fost dusă, recirculația pe casa scării, și oamenii au instantaneu apă caldă, numai acea problemă, ca la celelalte blocuri unde sunt destul de mulți deconectați. Și automat nimeni nu o consumă, cum spuneam și mai devreme, conductele nu au fost schimbate absolut deloc, sunt de la începutul punerii în funcțiunea blocului, ele sunt supradimensionate, apa stă pe conducte foarte mari și destul de mult pentru că nu o consumă nimeni și automat se răcește, și apoi cine vine primul să o consume are neplăcuta surpriză, să zic așa, să fie rece. Însă noi încercăm să găsim soluții pentru toată lumea, să ducem recirculații prin subsolul blocului, este nevoie de anumite investiții din partea reprezentanților asociațiilor, dar v-am spus, deocamdată ne descurcăm și la căldură nu chiar n-au fost decât foarte, foarte puține, cred că până în 5 reclamații referitoare la parametrii din apartamente. V-am spus, am mers, am măsurat și acolo unde s-a putut, am remediat, am mai făcut aerisiri, unde nu le-am transmis oamenilor ce au de făcut, să vorbească cu asociații, să vorbească cu vecinii de pe coloanele respective, să înlocuim conductele cât de repede și să aibă și dânsi căldură. Sunt și zone, am înțeles, din Pitești, unde nu se poate trece la această distribuție a agentului termic pe orizontală. Sau nu știu unde am înțeles eu. Nu neapărat. S-ar putea să fie câteva blocuri acolo în zona Banatului. Izolate. Să fie nu neapărat izolate, sunt foarte, foarte vechi blocurile și vedeți, această distribuție orizontală implică, la fel ca la gaze, spargerea planșeurilor, să ducem conductele pe casa scării până sus și poate că aceste blocuri, să zic, au un grad de risc, eu știu, ca și la cutremure au mai mare și nu poate fi sparte, dar eu nu am cunoscut așa ceva, să știți, pentru că știu că la noi în Pitești cel puțin nu e niciun bloc cu bulină, s-ar putea să fie câteva instituții, dar blocuri în niciun caz, și acolo în Banada sunt și acele blocuri care sunt extraordinar de vechi,
Dar nu cred că sunt probleme, pentru că conductele sunt mici, nu sunt mari, nu se fac găuri foarte, foarte mari, nu slăbesc rezistența blocului în niciun caz. Iar factura individuală, când se va putea trece, toată lumea va putea... Și în momentul de față noi așteptăm pe toată lumea să facem această factură individuală spre acest aici vreau să că sunt blocuri unde nu se poate ajunge, nu se poate trece la factura individuală. Ați explicat dumneavoastră, parcă niște zone în prunghiu sau... Nu. La factura individuală se poate trece peste tot, absolut, cu aceste convenții individuale, cu măsurători. Este de altfel și obligatoriu după ordinul 100, după ordinul 483 și hotărârea de Consiliul Local 117, este obligatoriu să încheie aceste convenții individuale. Cum spuneam și alte dezlegiuitori, nu a uitat să pună un, eu știu, ceva coercitiv să-i oblige pe oameni să facă aceste convenții, dar convenții se pot face absolut peste tot, trebuie să dorească întreaga conducerea asociației, pentru că noi am făcut convenții și cu un singur om, să știți. Într-adevăr, la un moment dat trebuie să fie un anumit procent din asociație ca să putem să facem aceste convenții, însă v-am zis, am început să facem cu un singur om, vecinii au văzut că îi vine factura, nu neapărat, nu. Au văzut că îi vine factura vecinului, a venit și domne, vreau și eu cu mare vecinul meu să vină factura și tot așa și am trecut la toată asociația. Dar nu, putem să facem cu absolut toată lumea, v-am zis, și cu un singur om putem să facem convenții, dar să găsească deschidere la asociație. De altfel, noi am făcut câteva plângeri la primărie cu administratori care nu vor să treacă la această convenție individuală din vari motive și nu are sens să le detaliem aici. V-am spus, este obligatorie după hotărâre de Consiliu Local și după lege. Și după legea 325... Și cât la sută dintre piteșeni au trecut la factură? Deci v-am spus, cam 40% deja au trecut. Și noi încercăm în continuare și într-un bloc, nici, cum să vă spun, nu trebuie să fie 100%. Și un om și 90% și unul singur, dacă zice, nu, domnule, eu vreau pe asociație în continuare. Cum spuneam, sunt numai și numai avantaje, calculele sunt făcute de specialiștii noștri, vin, măsoară toate calorifele din apartamente. Și de plătit cine plătește? De plătit plătește... ce să plătească? Stăți că nu înțeleg. Măsurătorile sunt gratuite în prima fază, doar orice alte modificări se plătesc de către proprietarul apartamentului. Dar în momentul în care se trece la această factură individuală și venim și facem măsurători, este gratuită. Nu luăm niciun bani. Deci nu implică niciun fel de costuri. Nu. V-am spus, există lege care spune că este obligatoriu și ne obligă și pe noi să le facem și le facem cu cea mare plăcere, să zic așa, pentru că interesul nostru este în primul rând să facem aceste convenții individuale, pentru că în momentul în care facem aceste convenții, în primul rând, cei care sunt buni platnici nu mai suferă din cauza celor rău platnici. Nu mai oprim un întreg bloc și pentru câțiva restanțieri pentru neplată și cei care sunt buni platnici îi pierdem de client, să zic așa, pentru că cei care sunt buni platnici o să zic, bun, eu plătesc sunt la zi și din cauza vecinilor, da. Pentru că administratorii iau iarăși banii și duc în alte părți, la apă, canal sau alte scopuri. Există și o hotărâre de Consiliu Local care le interzice să facă acest lucru. Iarăși am făcut plângere la primărie și probabil că în perioada următoare să avem primii administratori care au atestatul ridicat pentru că nu au făcut plățile exact cum au primit banii. Adică vine cetățeanul, proprietarul apartamentului, îți plătește întreținerea. Tu ai întreținerea detaliată, tu ca administratorul ai detaliată cum s-a format această întreținere și atunci, în momentul în care vin un milion, te duci și duci 20 de lei la apă rece, 40 de lei la termocalor, 20 de lei la gunoi și tot așa ții salariul. Am înțeles. Timpul nostru a expirat. Vă mulțumesc foarte mult. Să sperăm că nu vom suferi din cauza acestor temperaturi scăzute ce se anunță în următoarele zile. Vă mulțumesc și vă doresc o zi bună și sunt convins că ne mai întâlnim. Doamnelor și domnilor, cam atât pentru astăzi. Ne întâlnim mâine. Sperăm nu cât de mult suntem acum zăpeziți. Să ne întâlnim mâine cu bine. O zi bună tuturor. Pe curând și o săptămână cât se poate de productivă tuturor. La revedere! La revedere.